Primăvara a venit cu câteva culori din partea copiilor în ocazia asta. Mă bucur să văd copiii la lucru. Au cântat foarte bine, felicitări. Cum te-ai gândit la ideea ca copiii să aducă în inima adulților primăvara? Acest concert, Culorile Primăverii, a început în 2016 aici la Centrul de Spire și an de an am organizat acest concert, mai puțin anul trecut când a fost pandemie, dar și atunci am avut, bineînțeles, concerte online pe Zoom. Cred că este potrivit ca în acest an timp copilașii să ne încânte și cu atât mai mult că suntem în perioada de 8 martie, care copiii ne încântă atât prin cântece vocale, la pian, la vioară, și aduc o bucurie mamelor, doamnelor și domnișoarelor. Toți se așteptau poate că adulții vor fi invitați și personalități în ocaziile astea speciale care au repertorii dedicate primăverii și doamnelor, domnișoarelor, femeilor și mamelor. Da, astăzi ne-am gândit ca să cânte copii, să ne încânte copii, pentru că e o bucurie să cânte mamelor lor și e o bucurie și pentru noi să ascultăm. Desigur, am avut piese dedicate pentru acest moment, au fost cântece de primăvară, au fost cântece speciale pentru mama, atât vocal, cât și la pian, cât și la vioară. Ai câteva talente de viitor. Ce-ți propui cu acești tineri? Pentru că am văzut și băieți și fete care de mici le-a intrat în sânge, așa să zicem, muzica. Da, deci sunt câțiva talente, într-adevăr, am avut elevi astăzi de la 4 anișori până la 15 ani, așa că sunt într-adevăr de viitor și aceste concerte au rolul de a ne menține energic și a ne menține în studiu, de a ne dezvolta, de a avea experiențe noi și de a crește. Am simțit și emoția lor, pentru că, cum ne-ai spus, este pentru prima oară pentru mulți dintre ei apărând în fața publicului. De siguranță, mulți dintre ei au primul concert și emoțiile sunt mari, dar trebuie să învățăm să le controlăm. Când îi mai vedem pe copii în concert? Când? Probabil că vom avea un festival de muzică religioasă, lăudați pe Domnul, în aprilie sau în mai. Are de a face cu acel concert caritabil sau nu? Nu este un concert caritabil, este un concert dedicat în special muzicii bisericești și muzicii clasice, în care o să fie invitați nu doar elevii mei, ci pur și simplu va să se înscrie orice elev, pianist sau fie cântăreț vocal din județul Bihor. Vorbim despre următoarele evenimente. Ne întoarcem la concertul de cameră și cel de caritate, da, pe care tu le vei avea principalele și a mai apărut și acesta pe care copiii îl vor susține. Așa este, asta se organizează an de an, acest festival Lăudați pe Domnul pentru pianiști. Bun, de ce ne spui, ce noutăți ai vis-a-vis de cel de cameră și cel de caritate? Este una și aceeași, deci va fi în aprilie, probabil în perioada pascală, în care o să interpretăm împreună cu câțiva colegi de la Filarmonică și de la Liceul de Arte de asemenea. Va fi un quartet de coarde, va fi corn, va fi pian, va fi un concert inedit. Și când se preconizează a fi, cam care e perioada? Nu am fixat încă data, dar în perioada pascală, deci în perioada Paștelui. Ok. Un gând pentru prietenii noștri care urmăresc de fiecare dată concertele tale pe care le organizezi? Gând bun ar fi că vă doresc o primăvară frumoasă tuturor și să ne revedem cu bine la concertele următoare. Mulțumesc!